domnii jandarmi, a spus să mai așteptăm un minut, da? Nu te lase semaforul. Într-un minut Dragnea fură 1 miliard de lei. Presă. Mergeți pe trotuar, vă rog. Suntem la presă. Suntem la presă. Acolo au tras de mine. Da? Deși ei știu că sunt ziarist, că mă cunosc toți jandarmii. Le-am spus că filmez. Și cu toate acestea m-au îmbrâncit. M-au tras de mine. Acolo, cu zvaștii, mi-era că începem alte minuni, știi?
O tras de mine, mă, ăsta, și le-am spus, domnule, am și legitimația la mine, dar ei mă cunosc. Ei te cunosc. Dar cum să nu mă cunosc? L-am prins, am venit în spate și am văzut în bulăceară. Să nu aibă belele cu ministrul de interne, încât au împins un protestatar de aici care pusese o hârtie, un print lângă sigla PSD. Atenție, asta nu este contravenție, nu este nicio încălcare a legii, să stai cu hârtie în mână. Și au venit cordon de jandarmi aici ca să îndepărteze un om cu o hârtie. Vă dați seama, în termeni populari, îmi cer scuze, eu sunt bănățean, dar asta e cu vorba. Le țâțâie curul de frică la jandarmi că se uită secretara Carmen Dan la televizor și dacă nu-i vede că sunt obedienți, dacă nu-i vede că sunt slugarnici, că fac orice ca să-i blocheze pe protestatari, îi dă afară.
Cum este posibil acest lucru, vă explic. Pentru că este o șmecherie pe care PSD-ul a făcut-o. Dacă intrați acum pe site-ul Jandarmeriei Române, veți vedea că toți șefii jandarmeriei sunt interimari. Niciunul nu este pe funcție plin. Știți de ce? Pentru că dacă sunt interimari, ei sunt la cheremul ministrului de interne. Și atunci când un ministru de interne ține interimari în fruntea unei instituții ca jandarmeria, interimarii respectiv se fac preș pe jos, cârpă de șters, da? Cârpa aia pe care te ștergi pe picioare când intri în casă, așa se fac șefii jandarmeriei ca să nu fie mutați din funcții. Și spiritul ăsta slugarnic, ei îl transmit prin ordin în jos, până la oamenii care sunt aici, care sunt la ordin, deci ei n-au ce să facă, da? Și care, uitați-vă bine la fețele lor, cât de timorați sunt. Le este frică pur și simplu, și mi-a zis asta un jandarm după ce am fost îmbrâncit acolo, ca ordin, direct de la ministrul de interne, să fie foarte duri și fermi cu protestatarii în această seară. Atât de dur și atât de ferm, încât n-au lăsat un protestatar să-și facă o poză cu un print A4. Ați văzut imaginile, pentru că eu am filmat acea scenă. Thank you.
Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Filmează pe ăsta, îl salu, pui joacă ăsta pe ăsta. Nu, nu, nații, bravo! Nații, bravo! Uite ăsta, ieșe din mulțime și l-a luat și l-a dus la jandar direct. Nații, drumul! Nații, drumul! L-a luat pe ăla din Basarabia. Unde? L-a băgat în după. Unde în după? Asta știe ei să facă cel mai bine. Ați văzut, astăzi jandarmeria a fost foarte agresivă, chiar mai agresivă decât în alte dăți. Este pentru prima oară când eu sunt îmbrâncit în public la acest protest de către jandarmi, în fața camerelor de luat vedere ale televiziunilor. Este foarte important pentru că asta arată. Să știți că nu îi învinovățesc pe jandarmii care au fost aici, pentru că știu că au primit niște ordine. Asta arată cât de timorați sunt de ordinele care au venit de sus, de la șefii interimari ai jandarmeriei române. Pentru că ei au șefi interimari și fiind interimari, așa îi controlează secretara Carmen Dan, secretara lui Dragnea din Teleorman, doamna cu pronumele. Da? Astăzi, în timp ce coloana pleca din Piața Victoriei, voi publica imaginile pe YouTube de îndată ce le prelucrez. Jandarmii care știu că eu sunt jurnalist, am și legitimația de presă, m-au gruscat, m-au împins, m-au înghesuit. Nu pot spune că m-au rănit fizic, dar nu este normal ca forțele de ordine să aibă o atitudine agresivă cu un jurnalist. Nu este normal să pună mâna pe un jurnalist. Eu, ca jurnalist, nu accept ca un jandarm să pună mâna pe mine când sunt în exercițiu funcțiunii, când îmi fac profesia. Pentru că dacă eu pun mâna pe un jandarm când el e în timpul serviciului, comit infracțiunea de ultraj. Dacă el pune mâna pe mine, ce infracțiune comite? Jandarmeria în această seară a fost extrem de agresivă. Este pentru prima oară când eu, ca jurnalist, sunt bruscat. Efectiv, am fost bruscat de către trei jandarmi. Veți vedea imaginile. Numai faptul că restul protestatarilor rezistă, au făcut zid în jurul meu, i-au descurajat pe jandarmi. Asta ne arată cât de disperat este Dragnea dacă a ajuns ca prin secretara Carmen Dan să dea ordine jandarmeriei să comită astfel de abuzuri. Vă dați seama ce ședință au avut ei la sediul jandarmeriei astăzi, înainte să plece pe teren, dacă au venit atât de determinați să fie agresivi chiar și cu jurnaliștii. Vă dați seama ce le-a spus acolo la ședința aia de coordonare, ce le-au spus șefilor. Este o situație extrem de gravă. Mai rămâne să ia bătaie oamenii ca la mineriadă, da? Cu jandarmii pe post de mineri. De ce? E foarte simplu. Pentru că un infractor și-a pus secretara ministru de interne. Secretara ministru de interne îi ține interimar pe toți șefii jandarmeriei. Oamenii aia fiind interimari sunt speriați, sunt ținuți în lesă pentru că pot fi schimbați oricând. Și atunci acceptă să dea ordine ilegale. Aprindeți lumina în tubă, vrem să vedem și noi pe cei pe care l-ați ridicat. Șefa voastră! Așa și biroul domnului Dragnea, în tinerețe. Și acum îi conduce. S-a pus în față. O caschetă, o pasă și un rahat, este un... Thank you.